prezență. Pentru mine este o mare plăcere să fiu astăzi alături de doamna ministră a Justiției din Republica Moldova, Veronica Miharu. Vă detaliez foarte pe scurt concluziile acestei întâlniri cu una din prietenele mele bune din Republica Moldova, pentru că prima vizită externă pe care am făcut-o în Republica Moldova, în calitate de ministră și eu, a fost la Veronica, a fost în Republica Moldova și m-am bucurat foarte tare pentru că la nivel simbolic am marcat această prietenie. Este un context geopolitic actual foarte important, motiv pentru care aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este și o chestiune de securitate regională. Cred 100% că locul Republicii Moldova este lângă România în Uniunea Europeană. Reforma justiției este crucială pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Ca atare, am reiterat sprijinul nostru al României, al Ministerului Justiției din România, pentru a susține nu doar declarativ, ci foarte concret parcursul european al Republicii Moldova. Sunt câteva lucruri punctuale foarte importante care dezvoltă colaborarea noastră pe mai multe direcții. Odată am agreat împreună cu doamna ministră să furnizăm experți din cadrul Ministerului Justiției pentru Chișinău. Mă bucur să anunț că vom reuși să susținem parcursul european la nivel de experți din cadrul Ministerului. În perioada următoare vom stabili concret contacte și direcții de lucru împreună cu doamna ministră și colegii domnului sale din minister pentru a putea acorda asistență tehnică în reformele din justiție atât de necesare aderării la UE a Republicii Moldova. Vorbim de experți în misiune scurtă care vor sprijini autoritățile din Republica Moldova. Vom colabora, așa cum se poate spune, pe apelare rapidă cu cei mai buni experți de la noi pe orice problemă punctuală. Vom pune la dispoziție lista de experți români la care se poate apela, fie online, fie fizic, și cred că Direcția de Afaceri Europene, Direcția de Elaborare a Acte Normative, Cooperare Judiciară, Avizare, Prevenirea Criminalității și chiar și ANABI pot fi o interfață de dialog foarte, foarte bună între noi. Probabil că, în funcție de cum vor decurge discuțiile, va fi un eșantion de 30-40 de experți pe care îi vom pune la dispoziție pe anumite perioade scurte de timp colegilor noștri din Moldova. Un alt subiect important în colaborarea noastră interinstituțională este legat de magistratul de legătură cu Republica Moldova. Am analizat împreună oportunitatea înființării acestei poziții și anume un post de magistrat de legătură al României în Republica Moldova. Avem un volum foarte mare de activități de asistență judiciară, de solicitări de asistență judiciară și cooperare, atât în materie civilă cât și în materie penală. Numai anul trecut făceam inventar împreună cu doamna ministră, am putut să evaluăm vreo 250 de dosare aproximativ în 2023, fără să punem la socoteală corespondența intermediară și alte solicitări punctuale, pentru că altfel se ridică la aproape 1000, cum spuneați dumneavoastră, doamna ministru. Majoritatea cererilor sunt formulate de România. Dacă veți dori, voi putea să detaliez exact numărul și pe cereri de extradare și pe recunoaștere de hotărâri și executarea lor, transferarea persoanelor condamnate, comisii rogatorii, caziere judiciare și așa mai departe. Sunt foarte multe solicitări de comunicări de acte, de probe, motiv pentru care vorbim despre nevoia prezenței unui magistrat de legătură care aduce plus valoare în colaborarea noastră. În al doilea rând, de fapt în al treilea rând, ca să fiu mai exactă și foarte pe scurt, vă spun că am discutat despre nevoia intensificării colaborării, cooperării în materie de sistem penitenciar. Administrația Națională a Penitenciarelor din România împreună cu Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova, o cooperare foarte bună și în prezent o să o facem și mai bună în viitor. Mâine mă bucură prezența doamnei ministră
Mihailov Morarul la penitenciar la Mioveni. Vom vizita acest penitenciar tocmai pentru a vedea care sunt condițiile la fața locului de detenție în România și în Moldova. Au aceeași provocare referitoare la sistemul penitenciar. Este o provocare peste tot în Europa, dar cred eu că împreună putem să facem față și să îmbunătățim nu doar spațiile de detenție, să le modernizăm, să creăm spații noi. Am discutat despre potențialele acte de finanțare care să sprijine modernizarea obiectivelor de investiții în Republica Moldova. Am discutat despre programul Interreg Next 2020-2027 România-Republica Moldova, care acoperă zona eligibilă a 4 județe din România cu privire la penitenciară, vorbind de Botoșani, Iași, Vaslui și Galați și întreg teritoriul Republicii Moldova. Următoarele etape ale acestui program vor fi subiect de discuție între cele două administrații ale penitenciarelor. Așa cum știți și noi, suntem în plin proces de modernizare a sistemului penitenciar. I-am comunicat doamnei ministre de faptul că avem două penitenciare noi, am demarat procesul de a le construi, am semnat contractele la sfârșitul anului, au început deja lucrările pe cele două șantiere, vorbesc de Unguriu și Berceni, adică Prahova și Buzău, pentru noi e foarte important și de asemenea ne-am propus în 2024, e o cifră pe care vă dau și o găsesc importantă, să avem între 2800 și 3200 de noi locuri de deținere în penitenciare, de detenție în penitenciare. În mai vă informez că vom avea locuri noi la penitenciarul de la Jilava, mai exact 123 de locuri noi. Sunt în prezent, la momentul la care vă fac eu această declarație de presă, 95% gata. În decembrie ne vom putea lăuda cu alte 170 de locuri la penitenciarul Galați, 180 la Târgșor, 170 la Mioveni și 420 de locuri noi la penitenciarul Baia Mare. Ca atare, sunt multe direcții de discuții pe care le-am avut cu Ministerul Justiției, cu reprezentanții din delegația cu care doamna ministra a participat astăzi la discuții. Programul nostru va fi mult mai amplu astăzi, de aici vom participa la o discuție cu președintele Senatului Nicolae Ciucă, iar programul astăzi și mâine va fi unul cât se poate de complex. Încă o dată, doamna ministră, vă mulțumesc pentru prietenie, vă mulțumesc pentru vizită și vă dau cuvântul în continuare. Vă rog. Bună ziua tuturor, stimați reprezentanți ai mass media. Vreau să-mi exprim întâi de toate mulțumirea sinceră față de doamna ministru Alina Ștefania Gorghiu pentru invitația de a întreprinde această vizită la București, dar și pentru discuțiile fructuoase asupra priorităților dialogului bilateral moldo-român. Accentuez faptul că împreună cu doamna ministru Gorghiu am avut ocazia să abordăm cooperarea între instituțiile pe care le reprezentăm anul trecut în cadrul vizitei întreprinse de dumneiei la Chișinău. Discuțiile noastre de astăzi s-au axat pe evoluția proceselor care au loc actualmente în sectorul justiției în Republica Moldova și aici mă refer în special la politicile promovate pe sectorul justiției pentru a-i spori eficiența și transparența sectorului dat, precum și a tuturor actorilor din sector. De asemenea, am discutat despre măsurile întreprinse ce ține de fortificarea capacităților organelor de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor, noul CSM și noul CSP format, urmare a exercițiului de evaluare extraordinară. Un subiect aparte a ținut și de politicile anticorupție pentru a eficientiza instituțiile abilitate cu combaterea și investigarea corupției și contracararea promptă a riscurilor de securitate națională. De asemenea, am făcut un schimb de opinii în privința preocupării de a avea un complet și o componență formată la Curtea Supremă de Justiție în Republica Moldova, urmare adoptării unei noi legi anul trecut, și ne dorim ca aceasta să devină o veritabilă curte de casație, potrivit și exemplului român, astfel sporind calitatea practicii judiciare. Se cunoaște foarte bine că Republica Moldova se află în plină desfășurare cu exercițiul de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor în ceea ce ține de verificarea integrității etice și financiare, proces care este pe cât de complex, unul sensibil, dar pe atât de necesar.
Ne dorim ca acest proces să decurgă sigur, fiind o măsură asumată de Guvernul Republicii Moldova pentru a spori încrederea în sectorul justiției din Republica Moldova, atât față de partenerii de dezvoltare, cât și față de întreaga comunitate europeană. Astăzi, Republica Moldova parcurge un proces dinamic, complex, ce ține de pregătirea autorităților naționale către negocierile bilaterale de aderare la Uniunea Europeană. Recent am actualizat contribuția națională pentru anul 2024 la pachetul de extindere și la această etapă suntem focalizați pe elaborarea prezentărilor pentru screeningul bilateral și care sperăm că va începe în perioada imediat următoare. Și aici vreau să remarc că expertiza României a fost extrem de utilă până acum și în special mă refer la instruirile care ne-au fost oferite de către colegii români în materie de armonizare legislativă. Toate acțiunile acum sunt mai accelerate, pe lângă avantajul de a fi disponibilă legislația Uniunii Europene în limba română și experiența înalților consilieri din România semnifică un sprijin zilnic, direct și neîntârziat, inclusiv în domeniul justiției. Experiența colegii care asistă astăzi Ministerul Justiției în derularea măsurilor pe sectorul justiției vine în întâmpinarea problemelor pe care le abordăm acum. De aceea ne propunem să continuăm această practică și i-am exprimat doamnei ministru Gorghiu dorința de a beneficia în continuare de expertiza României prin o altă formulă ce ține de detașare pe termen scurt la Ministerul Justiției din Republica Moldova a colegilor din instituția omologă română în privința unei liste de domenii clar identificate ce ține de armonizarea legislației la acquis-ul comunitar. Și vreau să vă mulțumesc pentru receptivitate și deschidere în acest sens. Folosesc acest prilej de asemenea pentru a mulțumi României pentru faptul că este cel mai aprig susținător al procesului nostru de integrare europeană. Parteneriatul cu România rămâne a fi cel mai valoros pentru Guvernul din Republica Moldova și pentru cetățenii săi. Ne-am propus astăzi să insistăm și asupra diversificării formelor de cooperare bilaterală, punând în continuare accentul pe actorii și infrastructura sectorului justiției. Totodată, planul de acțiuni bilateral în domeniul justiției, care a fost încheiat în 2022, până la finele anului curent 2024, și am convenit că urmează să-l înnoim pentru următorii 3 ani, cu accent pe integrarea europeană. Cooperarea pe segmentul recuperării bunurilor infracționale și drepturilor omului vor constitui o temă centrală a dezvoltării acestui plan cu autoritățile din România. De asemenea, am convenit să acordăm o mai mare atenție cooperării ce ține de combaterea corupției și cu orientare pe zona recuperării bunurilor infracționale. Este o realitate că un număr mare de cetățeni din Republica Moldova trăiesc în România și trebuie să nu sunt ascunse prin alte jurisdicții. Am constatat cu satisfacție în privința unei bune cooperări în ultimii ani între parchetul din România și Procuratura din Republica Moldova și acest fapt nu înseamnă decât atingerea unui nivel mai performant în ceea ce ține și de combaterea criminalității organizate. Cooperarea bilaterală între procuraturile specializate este acum la un nivel înalt și sper că va fi tot mai fructuos. Mi-am propus prin această vizită să intermediez și un schimb de bune practici privind activitatea instanțelor judecătorești și a parchetului și am siguranța că vor aduce un plus valoare reformei sistemului de justiție din Republica Moldova, ori experiența colegilor din România în calitate de stat membru al Uniunii Europene este foarte importantă când vorbim și despre asigurarea accesului la o justiție echitabilă și transparentă. Și astfel, doamnă ministru Gorghiu, vă mulțumesc mult pentru o agendă diversă organizată în acest sens. Vreau să remarc că este binevenită și preluarea de bune practici pentru bună funcționare a sistemului penitenciar, consolidarea sistemului de probațiune, dar și pregătirea profesioniștilor din domeniile juridice conexe justiției. Republica Moldova, în premieră de la independența sa, are un număr mai scăzut de persoane deținute în condițiile de penitenciar și avem însă mai multe lucruri în ceea ce ține condițiilor de detenție. Bucur enorm disponibilitatea Ministerului Justiției din România de a susține inițiativele noastre de consolidare a cadrului normativ
și instituțional, acestea fiind îndreptate să satisfacă, pe de o parte, atât așteptările legitime ale cetățenilor, dar și ale Uniunii Europene, care ne acordă încredere în accelerarea pe parcursul nostru european. Stimată doamnă ministru Gorghiu, din numele Ministerului Justiției din Republica Moldova, dar și al meu personal, vreau să vă mulțumesc pentru discuția fructuoasă avută astăzi, pentru receptivitate și vă asigur de interesul nostru în continuitatea acestui dialog pe subiectele de interes sectorial. Mulțumesc tare mult! O să rog colegii din presă, dacă aveți câteva întrebări, să le adresați doamnei ministră. Mie vă stăm la dispoziție câteva minute. Da, aș avea eu, Liliana Anastasie, Televiziunea Română. Am să încep cu doamna ministru, invitată dumneavoastră. Prima întrebare privește, să spunem, o problemă comună a României și Republica Moldova. Și ați discutat despre cooperarea judiciară și vreau să vă întreb care este situația condamnatei deja Radu Antonina la 8 ani și 8 luni de închisoare în dosarul colectiv, dată în urmărire internațională pe 13 mai 2022. În ce stadiu sunt procedurile? Cu doamna Alina? Antonina. Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Deci, ceea ce ține de doamna respectivă este o solicitare de recunoaștere a sentinței, a hotărârii prin care a fost stabilită sentința de executare a pedepsei pe teritoriul Republicii Moldova. Însă, așa cum cere procedurile Republicii Moldova, această procedură acum se află pe rolul instanțelor de judecată și urmează a fi examinată de către instanța de fond, judecătoria Chișinău, ce ține de acceptarea recunoașterii pe teritoriul statului nostru. Dar se află în libertate sau arestată? Da. Din câte cunosc, da. Vă asigur că Republica Moldova va respecta întru totul legislația și va examina foarte atent solicitarea recunoașterii sentinței respective. Și mai am două întrebări scurte cu referire strictă la justiția din Republica Moldova, dar care, având în vedere colaborarea dintre România și Moldova, probabil că ne privește și pe noi. Cum credeți că va decurge procesul de numire a procurorului general, având în vedere că prima, să spunem, tentativă a fost eșuată, iar acest procedeu este o ultimă și cea mai importantă etapă în începerea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. Tratăm cu mare seriozitate îndeplinirea acestei ultime condiționalități și avem toată încrederea că se va decurge cu bine acest concurs. A fost anunțat recent termenul pentru depunerea dosarelor și respectiv termenul limită pentru depunerea dosarelor va expira pe 15 mai și suntem încrezuți că vom avea dosare și interes din partea procurorilor, dar și altor candidați pentru a deveni procuror general, pentru ca să evităm situații de genul cu care ne-am confruntat în prima rundă de tentativă de a face acel concurs. Am făcut mai multe ajustări în regulamentul cu privire la petrecerea concursului, care să prevină astfel de situații și să asigure o mai mare transparență și responsabilizare a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor. Și mai am o ultimă întrebare. Dacă credeți că prestigiul justiției din Republica Moldova este afectat de scandalul legat de Comisia de Preventing, în principal de șeful Comisiei, care este, să spunem, asupra căreia planează suspiciunea că ar fi făcut o pagubă de peste 700.000 de lei Curții Penale Internaționale de la Haga și dacă, evident, dumneavoastră puteți interveni în vreun fel. Sigur, orice reformă complexă ce ține de segmentul justiției trezește diverse opinii. Cu siguranță nu credem că a fost afectat prestigiul, să spunem așa, al justiției, fiindcă aceste reforme inițiate în Republica Moldova au fost planificate tocmai ca să restabilească încrederea cetățenilor în justiție. În ceea ce ține de informațiile cu privire la președintele Comisiei de Preventing, a fost publicat un comunicat detaliat în privința activității acestuia în cadrul Curții Penale Internaționale și, de fapt, chiar s-a efectuat un audit care a demonstrat că s-a făcut o reformă ambițioasă în interiorul acelei curți penale internaționale și nu au fost constatate careva încălcări ce ține de sau abateri de lege din partea acestui membru. Mai mult ca atât, acest membru, în calitate de expert internațional care a fost desemnat de a face parte din Comisia de
evaluare sau comisia de preveting, cum se mai numește, a fost înaintată la propunerea partenerilor de dezvoltare, având recomandări pe mai multe aspecte. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Și pentru... Bună ziua, Delia Bulgaru, Antena 3. Domnul ministru, am o întrebare pe care încerc să o confirm și am să profit de această ocazie. Aveți cunoștință despre un bărbat care se numește Oleg Popescu, fostul său nume fiind Oleg Rizea, și care a fost condamnat inclusiv în Republica Moldova pentru 4 omoruri și alte 18 în Ucraina, iar în prezent s-ar afla în libertate în România? Nu cunosc această informație. Ne putem documenta. Dar ne putem documenta și putem reveni în scris cu detalii, ne lăsați datele de contact și vom oferi detaliile solicitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Eu mai am pentru dumneavoastră. Cu mine, da? Mulțumesc. Încep cum am finalizat ultima întrebare cu prestigiul justiției, cum comentați decizia Consiliului Superior al Magistraturii privind secția pentru judecători, privind judecătoarea din dosarul Vlad Pascu. Știu, nu aveți neapărat atribuții în acest sens, dar sunteți membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii și cele două comunicate dintre Inspecția Judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii păreau mai degrabă o ceartă între cele două instituții decât o analiză. Vă mulțumesc pentru întrebare. În primul rând trebuie să precizez că decizia de ieri a aparținut secției pentru judecători în materie disciplinară a CSM. Ministrul nu este parte la această secție, nu am, așa cum precizați dumneavoastră, niciun fel de atribuție în toată această procedură. Secția a analizat dosarul și, așa cum știți, a decis ca judecătoarea din dosarul Pascu să nu fie suspendată până la finalizarea procedurii disciplinare, chiar dacă Inspecția Judiciară a transmis acel raport prin care propunea suspendarea doamnei judecător până la finalizarea acțiunii disciplinare. E însă important să vă precizez faptul că dosarul este în continuare, dosarul penal este în continuare în procedură și de asemenea că acțiunea disciplinară se derulează. Acum, în calitate de ministru, știți că am o obligație de rezervă pe care nu pot să o încalc, nu am voie să mă pronunț cu privire la dosar, nu am voie să mă pronunț cu privire la probele din dosar, însă am spus-o nu odată, ci de fiecare dată când a venit vorba de acest caz și de alte cazuri care au avut aceeași încărcătură, că nu poți să te faci că nu există controverse și semne de întrebare cu privire la procedura care s-a desfășurat în acest dosar. Motiv pentru care eu mi-aș fi dorit ca decizia de ieri a Consiliului Superior al Magistraturii să spulbere orice fel de semn de întrebare, de nelămurire a publicului. Sigur, justiția nu se face la televizor, justiția nu se face în stradă, justiția se face în instanțele judecătorești. În același timp, avem obligația să ascultăm care sunt nemulțumirile cetățenilor și să încercăm să fim transparenți și să dăm răspuns acestor nemulțumiri. Rămâne să evalueze fiecare dacă decizia de ieri a fost una înțeleaptă sau nu. Din punctul meu de vedere, fiecare acțiune, fiecare decizie a CSM, a Ministerului, a sistemului judiciar, trebuie să ajute la creșterea încrederii în sistemul judiciar și în justiție și nu la o și mai mare nemulțumire a cetățenilor. Vom vedea care va fi evoluția în acest dosar, dar, repet, îmi doresc tare mult să contribuim cu toții la creșterea încrederii în justiție, nu la a pune încă o sămânță în grădina neîncrederii. V-aș mai ruga dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre cartierul justiției, cât va dura și ce va include și, în primul rând, cât va costa.
este cea mai mare investiție pe care Ministerul Justiției, Guvernul României o face în sistemul judiciar. N-avem cifrele exacte, dar pe estimările de acum, tot proiectul va costa peste 1 miliard de euro. E o sumă extraordinar de mare. N-a existat până acum o sumă atât de mare investită de Guvernul României pe baza unui parteneriat pe care îl avem cu Banca Mondială în sistemul judiciar. Știți că Ministerul a lucrat foarte mult la capitolul investiții, a fost una din prioritățile pe care mi le-am asumat la preluarea acestui mandat, să investesc în modernizarea de serii de instanțe. Anul trecut am reușit să modernizăm și să construim sedii noi. Sunt 7 pe care le-am inaugurat. Anul acesta vor fi 4 sau 5 pe care reușim să le finalizăm. E o investiție relevantă în sedii de instanțe, modernizarea lor, dar cred că acest proiect care prinde contur și care sper eu ca în 4-5 ani de zile să fie spre final, este cel mai important. Vom avea toate instituțiile din sistemul judiciar în același loc. Vom avea practic o cetate a justiției care va arăta un respect nu doar față de cei care practică justiția în România, ci și pentru justițiabil, pentru cetățean. Vom avea, repet, toate instituțiile, vor fi mii de oameni care vor lucra acolo, 25 de instituții din sistem vor fi relocate. Deja suntem în etapa în care ne apropiem de finalul studiului de fezabilitate. Abia aștept, sper că în luna iunie-iulie voi semna hotărârea de guvern care va însemna practic debutul procesului de expropriere în zona respectivă pentru cauze de utilitate publică. Imaginile vi le putem pune oricând la dispoziție cu privire la proiect. Sper să vă dau vești bune curând. La jumătatea anului sper să pot să anunț public că hotărârea de guvern a fost introdusă pe ordinea de zi a guvernului și adoptată și să începem practic munca în teren. Și o ultima întrebare. Ați primit vreun răspuns de la omologul dumneavoastră din Franța cu privire la extradarea lui Paul de România, având în vedere că între timp în Franța s-a mai predat un fugar și este în continuare în libertate până la eventualele proceduri care probabil vor avea aceeași finalitate? Îmi asum eu această remarcă, având în vedere că are și cetățenia franceză. Vorbiți de domnul Mureșan. Da, de Adrian Mureșan. Da. Pot să vă dau câteva informații legate de această persoană condamnată în România. Potrivit informărilor colegilor de la Parchetul General, și acestea sunt informații recente pe care vi le pot furniza, deci potrivit datelor pe care ni le-au furnizat colegii de la Parchetul General de pe lângă Curtea de Apel Paris, prin intermediul magistratului de legătură, acesta a avut un prim termen în fața Curții de Apel Paris în 17 aprilie. Foarte recent, după cum știți. Dar da, având în vedere faptul că are dublă naționalitate și română și franceză, din perspectiva magistraților din Franța și a legislației de acolo, este eligibil să poată executa pedeapsa în Franța, așa cum rezultă din comunicările pe care le-am avut cu parchetul de pe lângă Curtea de Apel, data de 16 aprilie. Nu s-a formulat la momentul acesta nicio solicitare oficială în sensul recunoașterii hotărârii și executării pedepsei în Franța. Am verificat cu colegii de la judecătoria Brașov și ne-au spus că nu s-a formulat această solicitare. Singura solicitare care s-a făcut instanței până la acest moment este să se traducă în limba franceză mandatul european de arestare. De asemenea, pot să vă precizez tot din informațiile pe care mi le-au furnizat telefonii colegii de la Parchetul General de pe lângă Curtea de Apel Paris, că la primul termen, așa cum v-am spus, în data de 17 aprilie,
S-a consemnat lipsa de consimțământ a domnului Mureșan de a fi predat autorităților din România. Avocații persoanei în cauză au solicitat încă un termen pentru a se lua la cunoștință de mandatul european. Între timp s-a făcut și solicitarea de traducerea mandatului european în limba franceză. Noul termen care s-a acordat de instanța din Franța este 5 iunie, urmând ca la acest termen să se depună probabil un memoriu, cel puțin așa a comunicat echipa de avocați, prin care să se conteste, cum face orice echipă de avocați a unui fugar, valabilitatea mandatului de arestare prin invocarea unor încălcări ale dreptului la un proces echitabil. Vom vedea ce apărări va formula echipa fugarului, vom vedea ce informații sunt necesare de la statul român, de la ANP, de la instanțele din România pentru a putea colabora, așa cum am obișnuit statele partenere, statele europene și non-europene în care pleacă persoane condamnate din România, pentru că întotdeauna am fost disponibili să furnizăm toate detaliile și toate informațiile pentru a arăta că orice fugar a beneficiat de un proces corect în România. V-a răspuns în cazul lui Paul de România? Știu că i-ați trimis la vreme. Nu avem un răspuns în acest moment. Eu am scris acea comunicare către Ministrul Justiției din Franța, arătându-ne nemulțumirea Ministerului Justiției față de acel incident extrem de neplăcut. După cum știți, parchetul din Franța a uitat să motiveze recursul. Un lucru rar și greu de înțeles la asemenea nivel, însă la fel de bine pot să înțeleg că nu este competent Ministerul Justiției, dar mă aștept ca la rândul său domnul ministru să poată întreba sistemul ce s-a întâmplat în acea speță. Nu am primit încă răspuns. Când îl voi primi, vă pot comunica răspunsul. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc frumos. Da. Știu că ați avut o întâlnire cu omologul italian și ați avut un grup de lucru. Aș vrea să vă întreb care este stadiul. Mulțumesc pentru întrebare. Colaborarea cu Ministerul de Justiție din Italia merge foarte bine. De altfel, cu sistemul de justiție merge foarte bine. N-avem nici măcar un refuz în 2024 pe tema fugari. Am reușit să aducem de la începutul anului până acum din Italia, pe baza unei colaborări extraordinar de bune, 40 de fugari aproximativ. Un grad de predare de 100%. Am înaintat toate documentele Ministerului de Justiție din Italia cu privire la acel grup. Așteptăm de la domniile lor viitor apropiat componența, dar discuția este una tehnică. Vom discuta punctual maniera de îmbunătățire acestei colaborări. Se pare că anul acesta am început cu dreptul și suntem cu fugarii la zi. Avem desigur și alte teme de comunicat, de colaborare. Știți că metodele alternative de soluționare a conflictului în Italia sunt foarte bine implementate, în România mai puțin bine și aici vom vrea să dezvoltăm discuția cu partenerii italieni. Vă mulțumesc. Încă o întrebare, v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte și despre redeschiderea dosarului Mineriadei, pentru că astăzi au ajuns la parchetul general Petre Roman, Angel Voican Voiculescu și Virgil Măgureanu. E o veche restanță a statului român și a justiției din România. A fost un parcurs sinuos al acestui dosar. Avem o obligație pe care sper să ne onorăm ca stat față de societatea românească. Am transmis, după cum știți, solicitarea imediat către parchet, imediat ce mi-a ajuns de la președintele României documentul cu începerea urmării penale, am comunicat-o parchetului și sper să vedem un deznodământ curând. Vă mulțumesc tare mult tuturor, îi mulțumesc încă o dată, doamne ministre, și vă urez o zi bună. O poză? Da. Dacă